Tate și mult milostive Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântului Dumnezeu celui viu, care nu voiești moartea păcătosului să se întoarcă și să fie viu, nu pun mâna mea cea păcătoasă peste captele celor ce au venit la tine cu păcăință și cer de la tine prin noi iertare păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această sfântă Evanghelie, pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschisă pe captele robilor tăi, spune numele fiecare. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni, cea milostivă, care nu ți minte răul. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce prin prorocul tău, Natan, ai dorit iertarea lui David, care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăință a lui Manase, însuți și pe robii tăi aceștia, care se căiesc de greșelile lor, primește-i, Doamne, cu știuta tăi de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile lor, că Tu ești Dumnezeu nostru, care ai poruncit să iertăm de 7 de 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta, și Ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.